Bună dimineața și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Avem aici în față comanda Ladies pe luna septembrie. Acesta este coletul, nu este o comandă prea mare. A fost în valoare de 206 lei după ce s-a aplicat discountul de 25%. Și haideți să începem prin a deschide acest colet să vedem ce se află înăuntru. Voi desface cutia. Și vom vedea ce avem aici. Avem facturica pe care o dăm deoparte. Avem ambalajul de protecție pe care îl vom da la o parte și cam așa se prezintă cutiuța. Ceva interesant îmi apare aici. Acesta este cadou. Ia să vedem ce cadou am primit. Mi-a sărit în ochi. Avem șuvițe pentru păr împletite. Ia să le desfacem puțin ca să le vedem mai bine. Pentru că lucește acest ciolofan, această folie și nu se văd prea bine. Deci acesta este cadoul. Șuvițe pentru fetițe cu clipsuri colorate în galben, portocaliu, mov, albastru, verde, roz, după cum puteți vedea și voi. Sunt foarte drăguțele, sunt pentru fetițe, pentru copii, foarte drăguțe și au clipsuri. Se prind aici, să vă desfac una așa ca să vedeți. Cu cleștișori micuți, foarte drăguță, foarte drăguțe aceste șuvițe, le voi da cadou la cineva, la cineva care are fetiță la școală. E frumos din partea lor că s-au gândit că a început anul școlar. Bineînțeles, nu cred că se vor duce fetițele cu șuvițe în păr la școală, dar în timpul liber, la o ieșire în parc cu părinții sau la întâlnirea cu prietenele, la copii, la fetițele acestea mai mici mă refer, pentru că pentru acestea sunt, nu cred că sunt pentru cele mari, dar cu toate că ar putea fi folosite și de adolescente, un picuț mai mărișoare, foarte drăguțe. Le voi pune alături, le voi pune în folie după aceea. Să vedem ce mai avem aici. Avem, voi începe cu aceste două parfumuri Diamond Your Way, care sunt pe comandă. Nu voi umbla la ele, vi le-am arătat de atâtea ori cum arată sticluțele. În multe, foarte multe clipuri v-am arătat acest parfum, este foarte bun. Am să iau eu cutia în brațe ca să vă las vouă aici produsele să le vedeți. Deci aceste două parfumuri pe comandă, Diamond Your Way, inspirat din My Way Intense după Armani, îl cunoașteți cu toatele. Apoi am acest parfum de lacrimioare. L-am cumpărat și eu pentru că am înțeles că este foarte frumos, tot de la voi. Am înțeles acest lucru și haideți să vedem cum arată sticluța și să-l simțim cum miroase. Așa arată cutia. Mie îmi plac parfumurile florale, de aceea l-am și cumpărat. Vine așa cu
acest cartonaș. Așa se prezintă sticluța. Este o sticluță foarte finuță, foarte drăgălașă, cu un capac auriu și are un desen cu lăcrămioare pe el. Are 30 de mililitri, vreo 39 de lei costă el. Așa se prezintă sticluța. Ia să-l văd acum cum miroase. Da, într-adevăr, foarte frumos. Pentru cele care iubesc parfumurile florale, îl recomand. Îmi place cum miroase. Mă bucur că l-am cumpărat. Un parfum fix de lăcrămioare, așa miroase el. Foarte drăguțel. Îl voi pune înapoi în cutie. Și voi pune cutia alături aici, ca să-l vedeți și pe acesta. În continuare, ce mai avem? Avem un deodorant de cameră, pentru că am observat că la Ladies de o bună bucată de vreme am observat că au apărut diverse sortimente de sticluțe din acestea cu deodorante pentru cameră și am spus că hai să încerc. Acesta este la vreo 22 de lei. Este pentru mine, am luat pentru că de acum începe să se lase răcoare, nu mai stăm chiar așa mult cu geamurile deschise și va persista mirosul în cameră. Și am luat acesta este de flori albe de mosc, am impresia, Muschio Bianco. Știu că am luat unul de mosc și unul de iasomie. Ia să vedem ce scrie aici. Acesta este de mosc alb. Și mie, după cum îmi place moscul, am spus că hai să încerc să-l iau, să văd acum dacă se împrăște mirosul în cameră, dacă miroase și dacă îmi va plăcea cum se difuzează aroma în cameră. Voi mai cumpăra. Sunt și variante. Eu am luat-o pe aceasta de 50 de mililitri, care este vreo 22 de lei. Sunt variante și mai mari. Dar am spus să încerc cu aceasta mică, să văd efectul ei, dacă este bun, dacă într-adevăr parfumează camera și dacă va fi așa, voi mai cumpăra și din acelea mari. Să desfacem cutiuța, să vedem cum arată. Bineînțeles, noi cam știm cum arată, cu bețișoare de ratan. Așa arată sticluța. 50 de mililitri. Și aici căpăcelul se introduc bețișoarele. Avem aici și bețișoarele, 4 la număr. Sunt legate aici. Ca să înlăturăm noi. Așa arată bețișoarele. Aici el are un căpăcel care trebuie scos. Vreau să văd un picuț cum miroase. Și voi scoate acest dop care împiedică să iasă parfumul. Așa, am scos acest dop și bețișoare ia. Să miroase. Vai cât de frumos miroase moscul, pentru cele care iubesc moscul și mirosurile florale. Vă recomand acest miros. El va veni așa, punem acesta înapoi și vin puse așa. După o perioadă de timp mai inversăm, punem și invers. Trebuie să pătrundă în aceste bețișoare parfumul și îl las așa desfăcut pentru că oricum îl pun în cameră. Foarte frumos miroase. Acum să vedem dacă se difuzează și în cameră aroma. Îl voi lăsa aici, pentru că nu-l mai pun la loc în cutie. Următorul produs, să vedem pe cel de iasomie. Acesta este mai mare.
Made in Italy scrie și pe acesta de mosc, Made in Italy. Cutiuțele sunt foarte frumoase, după cum puteți vedea și voi. Acesta este mai mare, la 38 de lei, am impresia, dar are, ce gramaj are, stați un pic, parcă 100, 125 de mililitri are această aromă. Și aceasta este de iasomie. Parfum de iasomie, scrie aici. Haideți să o desfacem și pe aceasta. Pe aceasta nu cred că o voi desface. Voi aștepta un pic să se termine cel de mosc. Aș putea să-l pun, bineînțeles, în altă cameră, dar vreau să pun în camera unde stau mai mult. Adică voi vedea dacă voi pune și în altă cameră sau măcar uneori. Îl pun când știu că folosesc acea cameră sau vreau să fie miros, să persiste miros. Așa arată sticluța, este mai mare, vedeți, are 125 de mililitri. Are floarea de iasomie, tot așa are acest căpăcel, dar am să-l desfac să-i văd mirosul și după aceea îl voi închide la loc. Tot așa are capac pentru a evita scurgerea lui sau diminuarea mirosului și îl desfac și pe acesta. Se desface foarte ușor, luăm acest căpăcel. Vai, și acesta frumos miroase. Doamne, foarte frumos miroase. Pun căpăcelul înapoi. Mi-a sărit. Așa, îl pun, sper să stea. Vai, Doamne, uitați, mi-a sărit fix în cutie. Deci nu e adevărat. Nu e adevărat ce se întâmplă aici. Fix în cutie a sărit la înălțimea necesară și chiar în cutie s-a dus. Vede, de noaptea minții ce se întâmplă. Foarte frumos miroase și acesta. Chiar parcă miroase mai frumos că... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Încerc totuși să-l pun. Este pus să-mi ruineze clipul. Să pun repede acest, poate îl ține. Vai, toată miros pe mâinea iasomie. Da, am avut ceva comic aici, a sărit puțin, eu pe mâini sunt toată mirosa iasomie. A sărit puțin și pe birou aici. Becișoarele de ratat să vi le arăt. Am să-l pun acesta aici. Și sticluța aici. Și becișoarele de ratan. Trebuie să am grijă să... Dacă văd că insistă să fie folosit, îl voi folosi pe acesta prima dată pentru că miroase foarte frumos și îl voi strânge pe acesta sau îl voi duce în altă cameră. Și aici are mai multe becișoare de ratan, are 2, 4, 5, aceasta are 4 micuțe și becișoarele mai micuțe. Aceste becișoare sunt mai mari, de la sticla mai mare. Să pun eu becișoarele în cutie. Așa. Trecem mai departe. Nici nu mă așteptam la acest moment umoristic, dacă aș putea să spun așa. Trecem mai departe. Văd aici că am o pilă de unghii și aceasta este cadou. Deci am primit două cadouri. O pilă din aceasta, nu o mai desfac pentru că știți cu toate, le-ați văzut, v-am mai arătat în clipurile mele. O pilă din aceasta pentru unghii. Două cadouri am primit la această sumă, v-am spus 206 lei după ce a fost aplicat discountul de 25% și aceste șuvițe, pila și aceste șuvițe pentru păr. În continuare, ce mai am? Mai am acești cercei, dar sunt micuți. Eu mă așteptam să fie mai mari. Acești cercei care au apărut, mă așteptam să fie mai mari. Într-adevăr, nu am citit acolo dimensiunile, dar oricum puși la ureche, nu
Nu e nimic deranjant că sunt mai finuți. Acum să văd dacă intră lobul urechii aici să nu fie prea micuț. Adică această bază ar trebui să fie exact sub ureche și floarea deasupra. Îi voi proba și voi încerca. Sunt pentru mine deci desfac, normal. Ar fost să-i desfac de aici. Sunt cu filet, cu șurub la spate. Și ca să vi arăt mai bine, să-i vedeți mai de aproape, așa se prezintă ei. Mă așteptam să fie mai mari, dar s-ar putea să fie mai frumoși și așa, mai finuți. Să vedem cum îmi încape lobul urechii aici, între floarea aceasta și, pentru că aceasta trebuie să vină fix sub ureche. Să se vadă, pentru că dacă mi astupă și vin după ureche, s-a dus efectul. Sper să fie bun. Așa se prezintă ei. Îi voi da deoparte. În continuare, ce mai am? Am luat și aceste ace cu biluțe, care sunt vreo 10 lei. Dar și acestea mă așteptam să fie mult mai mari, mă așteptam să fie cam dublu. Bine, vina mea că nici nu am citit acolo mărimea lor. Mă așteptam să fie un picuț mai mari, pentru că ca și accesorii, eu am mai avut cândva de mult în trecut modelul acesta, dar erau mari, cam așa erau de mari. Acestea sunt atâtica, cam așa, cam dublu am avut, nu de la Ladies, din altă parte. Și cam așa se prezintă. Au dimensiunea unei agrafe de siguranță. Și ele sunt tot un fel de agrafe de siguranță, dar cu aceste perle albe, pentru a da, ați văzut pe site, îți pot folosi pentru formarea unor modele, dacă ai o mânecă mai largă sau o bluză mai largă, sau efectiv pur și simplu să o atașezi așa la o haină. Aceasta este pe alb și mai am aceasta pe roșu. Un roșu grena este, foarte frumoasă culoarea, dar m-aș fi bucurat să fie mai mari. Depinde acum la ce le folosești. Dacă le folosești la haine ca să ajustezi ceva, ele sunt foarte bune ca dimensiuni. Dar dacă ai vrea să le folosești ca și o broșă, ca un accesoriu normal, ar fi trebuit un picuț mai mare. Așa arată aceasta pe roșu. Deci au dimensiunea unei agrafe de siguranță, efectiv. Ele sunt drăguțele. Le-am luat să le am în casă, acolo, pentru când s-o ivi situație de a avea nevoie de ele. Sau măcar una din ele. Am luat pe alb și pe roșu, mai erau pe negru. Și cam acestea au fost cumpărăturile. Ce mai am în cutie? Mai am catalogul Ladies și o punguță care o trimite firma gratuit, și catalogul și punguța. Și cam acesta a fost clipul de astăzi. Eu mă bucur de parfumuri, nu mă bucur eu pentru că sunt pe comandă, eu îl am, dar este în vitrină, îl țin acolo pentru când îl voi folosi. Mă bucur de aceste două difuzoare. Miros foarte frumos, vi le recomand și ele nu sunt la prețuri mai mari decât cele din magazine. Deci 22 de lei aceasta mică, cam 38, parcă s-ar putea să greșesc, poate nu mai rețin exact, pentru că este 125 de mililitri aia acolo și miros foarte frumos amândouă. Eram curioasă de aceste difuzoare, oricum îmi trebuiau difuzoare în cameră și acum să văd cum
cum se comportă, dacă se difuzează mirosul în cameră și așa mai departe. V-am spus, dacă se difuzează și sunt bune, voi mai cumpăra pentru că sunt mai multe mirosuri acolo. Eu le-am luat pentru început pe acestea două florale, pentru a le vedea cum sunt, pentru că mie îmi plac mirosurile florale, știți, și de la parfumuri. Cercelușii sunt foarte frumoși, abia aștept să-i pun în ureche, să închid clipul, să-i pun în ureche, să văd cum vin pe ureche. Sunt foarte drăgălași, foarte finuți, foarte frumoși. Acestea m-au dezamăgit un picuț pentru că sunt cam mici, dar vor arăta bine în momentul în care vrei să strângi, să faci un pliu, să faci un pliu. Nu o cută, am vrut să spun o cută, dar un pliu. Ele sunt foarte bune pentru așa ceva, dar v-am spus, eu mă așteptam să fie un picuț mai mare ca să o porți ca accesoriu mai mare, ca un fel de broșă, dar nu broșă de pus în piept, un picuț mai sesizabilă. Dar ele sunt foarte delicate și foarte drăguțe, așa cum sunt ele. Și la 10 lei nu este o mare scumpete, mai ales dacă îți folosești într-un anumit moment. Sunt foarte bune și foarte frumoase, foarte delicate, foarte finuțe. Acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut ce v-am arătat și parfumul acesta îmi place de lăcrămioare. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!